dimineața de 2 decembrie, gata. La ora asta sunt deja cu motoarele pornite. Motoarele pornite. Da. Ziua de 2 decembrie este întotdeauna acea zi, ha, nu pe bune, chiar trebuie să ne trezim, chiar trebuie să muncim. Da, este neopțional, complet neopțional. Și sunt așa într-o... Vreau să vă zic că astăzi, după ce m-am trezit, m-am îmbrăcat în chestia asta, care este... Probabil așa, știi, cu scop să mă facă să și râd de mine uitându-mă în oglindă. Una peste alta, vreau să vă spun că genul ăsta de costume pentru dimineața la prima oră, când te dai jos din pagin, sună ceas la 7. Și nimeni n-a pornit focul în sobă. Nu e cazul pentru că avem calorifere. Așa, dar oricum dimineața e mai așa, ales într-o dimineață de 2 decembrie și încă nu avem zăpadă, pentru că zăpada aia frumoasă pe care v-am arătat-o în primul vlogmas s-a topit de tot, că nu mai e nimic. Ieri s-a topit toată, n-am mai reușit să filmez, am ieșit cu Max, pentru că, exact cum v-am zis, nu sunt genul în care să filmez absolut tot. N-am fost și nu o să fiu, sau tot, aproape tot, da, mi-ar ajunge și pijama. Asta a fost tematică. Deci numai cu unicorn și pijama. De fapt, dacă nu și am luate, nu. Asta e luată de la Pepco, cred. Da, asta este luată de la Pepco, asta cu unicornii. Iar la Pepco nu am mai reușit să-mi găsesc și combinezon de ăsta cu blăniță și am luat, am intrat la Taco Fashion. Ca idee, cred că de când s-a deschis Lidl din Pipera Plața, cei care știți, care sunteți în București știți, dar cei care sunteți în provincie și aveți noroc să aveți Lidl-urile alea mari, vă zic că și mie îmi plac mult mai mult acelea, adică ați văzut, magazinele Lidl sunt cam în două formate, un format mai mic de magazin și e și format mai mare de magazin și prefer să mă duc unde e format mai mare de magazin pentru că au întotdeauna mai multă marfă și gen dacă le rămâne ceva dintr-un catalog trecut pe care n-a reușit să-l prind, acolo am șanse să dau peste el. Pe când dacă mă duc într-un Lidl de ăsta mai mic, depinde. Și mai e și chestia de unde este amplasat. Am văzut că și ei mai fac variații așa, gen când au mai fost chestii de-astea mai deosebite, dacă vă aduceți aminte, parfumurile sau pensurile sau așa, se termină mai repede în anumite zone, știi? Gen... Mi-aduc aminte în timpul anului universitar, da? Un Lidl care este plasat aproape de o zonă de campus universitar, normal că se termină acolo chestiile astea gen mai de fete tinere, parfumuri, pensule de make-up și așa, pe când dacă mă duc într-o zonă mai îndepărtată de chestiile astea, am baftă să găsesc, da. Mai am foarte puțin dintr-un ceai cu vanilie de la camera din față. Astăzi trebuie să fac comandă. Și tot astăzi, țineți-vă bine, o să dau o comandă la Oriflame. Îi spuneam și Lorenei de la Mademoiselle Lorene, pe care o salut. Pentru mine, lăsând la parte toată amiciția și dragul pe care l-am eu față de Mademoiselle Lorene, eu pe Lorena am cunoscut-o de pe internet căutând informații despre Oriflame. Ea, pentru mine, este Mademoiselle Oriflame în România. Cunoaște produsele și cunoaște acest brand de foarte mulți ani. A păstrat în colecția ei parfumuri de alea mai vechi de la Oriflame. Iar mie Oriflame întotdeauna mi-a plăcut ca brand. Mi-a plăcut și Avon și îmi plac chestii de la Avon, îmi plac chestii și de la Oriflame. Dar Oriflame a avut ceva mai multă... să zic, pe partea de parfumuri, dacă pot să spun așa, pentru că are câteva parfumuri și la fel și câteva produse, mi-aduc aminte produsele alea cu tea tree de acum mulți ani, după aia parfumul Volare, Eclat, doamne, și-am mai avut în, eram eu prin facultate, un parfum, o sticlă așa un pic gâtuită și parcă că un băț înfipt, ceva, o prințesă,
un nume de prințesă sau ceva de genul ăsta, ca așa. Și de la Avon îmi place foarte mult Faraway, care mi se pare extraordinar de reușit. Da, și mai era ceva, mi-aduc aminte, și mie aia Jordanii nu mi-a plăcut cât eram tinerică, să spun așa. Acum vreau să vă zic că de câțiva ani îmi place Jordanii, bine, nu este parfumul care să mă, vedeți că mă dau zi de zi, dar este un parfum care îmi place și la 20 ceva de ani nu îmi plăcea Jordanii. În schimb, mi-aduc aminte de gama aceea, Royal Velvet. Aveam o colegă în facultate care era mult mai bine financiar decât mine și aș cumpăra produse de acel gen și câteodată când mă mai vedeam cu ea, îmi zicea, hai mă, dă-te și tu, sau mă întreba pe mine, oare cum să le mai combin și nu știu ce, și ne dădeam amândouă și, deși erau produse care erau oarecum destinate tenului matur, iar noi eram în epoca în care credeam că dacă ne dăm cu creme pentru ten matur o să ne se strice fața, ziceam, lasă, că nu zicem la nimeni, iaca că nu mi s-a stricat fața. Da, na, vremuri, vedeți? Da, și o să fac și o comandă la Oriflame. Ce a remarcat este că nu prea au să pun lichide. Mă așteptam să aibă mai multe, da? În fine. Vreau să-mi iau, cum se cheamă, o mostră din parfumul acela care a apărut acum, All or Nothing. Parfumul acela așa, negru. L-am văzut destul de comentat, l-a comentat destul de mult și Lorena și am zis, hai să mă lămuresc ce este. Deci cam asta va fi așa pentru perioada următoare și să vedem ce mai urmează. Și am stat eu ca o mimoză. E ora... cât e? Băi, e 19:51. Nebunit. Nu, eu am nebunit. Că am zis că închid calculatorul de la 6, adică că nu mai muncesc de la 6 și ia ca... Da, acum jumătate de oră, să știți că am închis... am închis calculatorul și văd că de-aia sunt... Îmi fac walking în... și văd camera pe birou. Zic, bă, eu astăzi mai trebuia să filmez pentru vlog, mă, că peste 2-3 zile când o să-mi pregătesc de editare, ciuciu, nu o să am ce să pun pe vlog, mă. Și, tot să vă arăt ceva, că mi-a rămas aici pe birou, că m-am tot dat astăzi cu el. Asta este un parfum făcut de Raluca Vasile, Spells of Love. Despre Raluca Vasile, tocmai ce am făcut un articol pe blog, așa foarte dodoloț, ca să zic, și v-am explicat eu acolo ce și cum. Raluca Vasile e practic singurul parfumier român confirmat pe parfumerie de lux care respectă The New Luxury Perfume Code. E om cu școală, cu 2 ani de școală dedicată pe parfumerie, pe nu știu câte alte workshop-uri și cursuri. Vorba ei, când Raluca nu stă în ce acum, cum stăteai tu acolo, cum stăteam noi ca două prima done în poartă, eu așa puțin. Și ea spune, știi, tot ce am avut, toți banii pe care eu i-am făcut, i-am investit în... tu urmai să faci 40 de ani și urmai să pleci în nu știu ce călătorie inițiatică, nu știu pe unde, că îți doreai tu să descoperi nu știu ce ingrediente, nu știu ce plante, nu știu ce de-astea. Așa, și îmi spunea ea că tot ce a avut a investit în educație. Și după aia m-am uitat și eu să văd cât costă cursurile astea de parfum. Eu mă mai uitasem o dată, dar mi se părea așa ceva, niște chestii astronomice. Și nu e numai cât costă cursurile alea. Ideea este că efortul pe care îl faci este și de natură intelectuală și emoțională și tot, pentru că trebuie să te implici. Adică nu e ca și cum... nu știu, înveți ce să zic, să faci mărțișoare după orele de muncă sau o chestie de asta, știi? Nu, o chestie pe care dacă nu o faci ca lumea cap-coadă, trebuie să știi și chimie, trebuie să știi și chimie organică și anorganică, trebuie să știi și sunt multe lucruri acolo, adică nu e numai cum se cheamă, nu e numai știi, vai ce frumos, hai să amestecăm niște pătrunjel, niște zeamă de pătrunjel cu zeamă de leuștean și ai și parfumul. Mihai, vrei să zici ceva? Nu. Ok. Și ăsta e unul dintre parfumurile ei. În cazul că o să mă întrebați, dar parfumurile ei sunt persistente, că știu, este o eternă enigmă.
nu numai a consumatorului român, a mai multor consumatori în ultimii ani. Nu știu de ce consumatorii noi, consumatori de parfumuri, vor neapărat parfumuri foarte persistente. Nu înțeleg de ce. S-ar putea, pe de altă parte, și noi, senzorial, să fim atât de mult agasați și sensibilizați și stresați datorită poluării și a o grămadă de lucruri pe care le mirosim în mod involuntar, încât nasul nostru e posibil să nu mai perceapă. Ei, parfumurile Raluca, eu mi-aduc aminte când am fost atunci la ea la atelier, da, unele sunt into your face, dar sunt și unele, adică, bum, dar sunt și unele care intră în zona aceea de parfumerie ayurvedică, nu știu, care sunt parfumuri pentru sine, pentru stare de bine, care intră mai degrabă în zona de aromaterapie și bănuiesc că asta e ce mi-a dat aici, Bewitched. Ăsta este exact un parfum de purtat în interior. Deci e bine să știți, sau nici nu știu cum să mai spun, că am văzut că lumea e foarte sensibilă în ultima vreme. Când vrei să spui ceva, ba că ai vrut să te dai nu știu ce, eu nu vreau să zic nimic. Nu vreau să mă dau nimic și o să mai spun încă o dată. Sunt un om cu un profil intelectual mediocru. Am o grămadă de frustrări, dacă vezi, la capitol intelectual. N-am făcut masterul atunci când mi-am dorit, l-am făcut mult mai târziu și în viteză. De doctorat, când m-am apucat, n-a fost momentul nici fizic, n-am putut să-l duc, eram în anul 4, în anul 4, eram în luna 4-a de sarcină și pentru mine era mult mai important copilul decât, și n-aveam capacitatea fizică, la fel ce să mai spun pe a dreaptă, nu aveam nici capacitatea financiară, că mi-aduc aminte că îmi cumpărase, îmi dăduse coordonatoarea de proiect de doctorat, îmi dăduse o listă așa de cărți pe care trebuia să le parcurg vreun an, un an jumate. Și doar îmi luasem doar prima parte de sus și am dat 350 de lei la librărie, adică așa, dintr-un foc, știi, nici, abia eram, știi, la titlu, la partea introductivă și am lăsat 350 de lei la librărie, adică cam așa. Și nu, mi-am dat seama, am făcut un calcul, fiind om, care asta fac și pentru alții, fac bugete și așa, zic, băi, frate, zic, nu, n-am cum, zic, și așa. Deci astea, cam astea sunt, ca să nu mai vină lumea, că mi-a zis cineva că mă dau doamnă, că mă dau deșteaptă, nu mă dau nimic. Din contra. Da, dar să mă întorc la asta cu parfumurile. Am să zic de nu știu câte milioane de ori și nu zic numai eu. Spun oamenii care fac parfumerie la modul cel mai avansat. Parfumeria întâi începe pentru tine. Parfumul ție trebuie să-ți dea o stare de bine, o stare de împăcare cu tine, o stare de plăcere, o stare de tot ce vreți voi. Firește, un parfum nu trebuie să fie fake, un parfum nu trebuie să fie dintr-o sursă dubioasă. Sau, dacă până la urmă te mănâncă în fund, cum am mâncat și mine anul trecut în Grecia să-mi iau un parfum fake, am să văd cum e, pentru că știi cum e, dar n-am venit aici să vă zic, vai! Luați-vă parfumul fake, este mult mai mult decât... Nu, Doamne ferește! Nu, din contra l-am luat și am zis, Doamne ferește, ce legislație au ăia în Grecia? Păi bune, uitam în stațiunea unde am fost noi, dar nu era frate un magazin, erau vreo 5 magazine cu niște butoiașe de alea mari pe care scria Miss Dior, Tom Ford, nu știu ce. Bineînțeles că erau niște fake-uri ordinare și ți le puneau la sticluță și erau, nu știu, 5 euro, 6 euro, că mi-au luat și eu de aia de curiozitate. Cea mai tare fază a fost că am găsit Miss Dior Cherie. Făcuse cineva fake la așa ceva. Da, duce ceva înspre aia, dar nu e... Eu l-am luat așa să văd și eu cum e. Cu 5-6 euro mi-am satisfăcut și eu curiozitatea. Dar nu, din punctul meu de vedere, oamenii aia trebuie reclamați. Dar legislația din Grecia e foarte relaxată pe chestia aia. Adică acolo... Dar lumea nici nu e stresată. De ce? Pentru că... Uite, un client ca mine, da, care eu cumpăr un original. Cumpăr fake când? Am cumpărat fake accidental. Deci, eu în viața mea, per total, am cumpărat de 3 ori fake-uri. De 2 ori când eram în facultate, please calculate, acum 20 de ani, și am cumpărat acum în Grecia. Da? În rest, 99,99% cumpăr doar original. Deci, cine cumpără original, cumpără original. Și ei știu foarte bine chestia asta. Iar în stațiunile astea, unde sunt o felul de porcărele care se vând așa în sistem de ăsta de talcioc, toată lumea știe că multă lume face cumpărături așa la plezneală, la de amuzament, de... Și vorba aia, când dai 5-6 euro, nici nu te doare sufletul prea tare. Dar parfumurile rețineți. Întotdeauna verificați cine este, cine, ce, că...
Apropo, am primit răspuns la MyGeisha, o să vă povestesc. Cred că acolo lucrurile sunt un pic amestecate. Cred că oamenii confundă treaba de business bine construit cu un parfum bine construit și cred că n-au înțeles diferența între parfumier, parfum și produs parfumant. Da? Pentru că sunt lucruri diferite. Dar, în fine, avem răbdare. Ei sunt de câți ani? Sunt pe piață? De vreo 4-5 ani. Încă nu ne-am lămurit cine este parfumierul din spate, cine ce, cum face și eu am primit un răspuns cum ați primit probabil și mulți dintre voi. Că se fac la niște, așa am primit, se fac la niște fabrici din Dubai de către niște parfumieri care colaborează cu Givaudan și Firmenich. D'accord, foarte bine, dar cine sunt? Pentru că am niște, sunt listați undeva, adică vreau niște nume. Uite, Gheorghiță Leuștean, care este parfumier Givaudan. D'accord, dar nimic, așa și eu pot să spun că sunt, că mi-am luat doctoratul la Sorbona. Dar hai să găsești informația asta clară nicăieri. Ba da, dar tu l-ai mai apărut de mult, oameni, pe YouTube. Întreabă lumea de tine. Zic că te-ai făcut și tu o persoană așa mai fandosită, nu mai apare așa oricând, nu? Ești tu o doamnă de acum, ai și tu tabieturile tale, nu? Ia zi. Ce vrei să faci? Ai venit să mă verifici pe aici pe calculator să vezi dacă toate lucrurile sunt ok? Ia zi, Panda! Ce faci, fata? Și o să încep cu empties, pentru că toți s-au adunat produse și nu o să mai fac clip separat. Profit de vlog, nu o să le bag pe toate aici. Am terminat încă o apă termală Jonzac. Despre apa termală Jonzac, ce să vă mai spun? Pe lângă faptul că okay, este o apă termală, ce are ea deosebit are faptul că este o apă termală izotonică. Dacă o să intrați la ei pe site, o să vedeți că izotonică înseamnă o apă care prea stau bine, care permite ca structura celulelor epiteliale să rămână nederanjată, cum ar fi. Asta înseamnă că atunci epiderma se hidratează mult mai bine și optim. Pentru că o să vedeți, dacă pui pe piele o apă parcă hipotonică se usucă, dacă pui parcă sau nu hipertonică. Sunt niște explicații acolo mult mai deștepte pe pe site-ul celor de la Othermal Jonzac. E o pagină întreagă unde vă explică care este faza cu apele termale. Și cred că, dacă nu mă înșel, pe site-ul lor din Franța sunt date și exemple de studii și comparații cu ape termale. Adică au fost niște studii care n-au fost neapărat făcute de brand și sunt niște lucruri care sunt ca așa sunt, nu că e Jonzac sau că e altceva. O altă apă termală izotonică care există pe piață este Uriaș, de exemplu. Nu mai am acum, dar am de la Uriaș alte chestii. Bun. Ia să vedem. Tot în asta, în trăistuța de la The Body Shop, am pus produsele consumate. După cum observați, sunt ceva mai puține față de cât erau de obicei. Crem lavant de la Yves Rocher, adică e genul acela de gel de duș sub formă de cremă, ceva mai hidratant față... Practic, un gel de duș n-are cum să fie hidratant în adevăratul sens al cuvântului, ci doar să mențină hidratarea, adică să nu facă mai rău decât e poate el să facă. Am multe mostre, multe... mă, ce aici, ceva la buc. Asta e o mască care a venit de la cei de la Plantline. Cred că ați văzut la un moment dat, numai la mine. Au avut ei un press kit drăguț pe care l-au trimis către mai mulți vloggeri, cu măști, cu produse pentru păr. Dar măștile faciale m-au tentat. Ce să vă zic, nu sunt nici... N-am fost nici, vai, n-am mai văzut așa mască pe fața pământului, dar nu sunt nici rele. Ce m-a impresionat la masca asta este că la fel are o, cred că are dintre cele mai bune croiele, încă doar la măștile mai high-end am văzut. Și de ce se pierde focusul? Mă stau eu prea departe? Oh, something is wrong. Ce mai am aici? Uite, un gel de duș de la care am avut niște așteptări așa, nu știu, adică...
e Pure Serenity, Shower, Cream, nu știu ce, dar vreau să vă zic că mi-a plăcut mai mult ăsta decât mi-a plăcut ăsta. Deși am mai avut alte produse din gama asta, Trish Tradition, care este un brand pe care îl găsiți în exclusivitate în România la Mariono. Dar genul ăsta de duș și el în sine nu m-a încântat, foarte mult. Așa, ăsta e. Dar gama rețineți o marca la Mariono pentru că are foarte multe produse mișto, mai ales cremele de corp, mai au ei acolo diverse chestii care sunt ca lumea. Ei, uite, de la Jonzac am terminat acest lapte de machiant reactiv, care din punctul meu de vedere este cel mai bun lapte de machiant pe care l-am folosit până acum. L-a depășit în sfârșit pe ăla, cum îl cheamă, era la Ivaterm în gama Toleri Skin și acela îmi plăcea foarte, foarte mult. Ăsta este cam ca acela, doar că are în plus atributele specifice brandului Jonzac. Deci ăsta este acel lapte de machiant care nu este nici gras, nici nu te ustră ochii de la el, nici absolut nimic. L-am folosit și în situații mai plăcute și mai neplăcute ale tenului, adică gen dacă aveam și o chestie pe față care mă făcea așa să mă ia cu frică când trebuia să mă demachez, cu ăsta nu a fost cazul. Sper să se mai facă, că parcă nu l-am mai văzut în sortiment. Trebuie să mă uit. Bun. Ce mai am pe aici? Mamă, dar nu știu, am atâtea mostre. Nu știu ce a fost în capul meu. Ăsta e... Da, nu mai am. Că tot m-a întrebat cineva recent pe stories de brandul Biotherm. De exemplu, deodorantul ăsta Deo Pure de la Biotherm și cu ăla bocaj de la Lancôme le folosesc de ani de zile, nu mai știu de când. Ăsta și-a și schimbat aspectul între timp. De la Biotherm produsele de corp îmi plac, mai au niște ape parfumate, dacă este Max aici, care nu știu ce ar veni să scurme. Ia. Uitați-l. Max, ce faci acolo? Max? E ocupat, are treabă. Și dar produsele de îngrijire a tenului de la Biotherm, din tot ce am încercat, pentru că am tot încercat, am încercat dinainte să am blog, nu m-a impresionat niciodată suficient de mult încât să spun, băi, aș vrea să am, nu știu, câteva produse. Apropo, și acum am un ser de la Biotherm. Să vi-l arăt, că n-am ca să-l desfac. Asta. Aqua Bounce. E sigilat. N-am avut vreme nici să îl desfac. Bine, nu i-a venit încă vremea, că am zis că îl desfac când o să rămân cu mai puține seruri desfăcute. Nu știu cum am uitat pe ingrediente și a fost ceva care nu prea mi-a convenit. Ia, stai să mă uit. Ingrediente, aqua, glicerin, alcool de natură, da, asta. Adică nici bine nu am început al treilea ingredient, e asta. În rest, na, ce să zic, mai sunt o grămadă de ingrediente bune, dar am înțeles de ce să pui al treilea ingredient la o chestie de asta, aqua, bun, super concentrate, hidratation. Adică, n-am înțeles, ar putea să fie poate din cauza că este acest live plankton, water, glicerin, hialuronic acid, nu știu. Să fie poate niște ingrediente care să aibă nevoie de mai multă protecție, să zic așa, și atunci să fie acest alcool de natură. Acum sunt multe păreri așa în zona asta de skincare specialist. Unii au început să spună că de fapt alcoolul n-ar fi atât de rău pe cât credem noi. Părerile sunt împărțite. Până la urmă e cum se simte fiecare. Bun. Deci nu pot să spun că m-a tentat până acum într-un mega mod special. Asta nu. Asta a rămas de la trecută. Și știu de ce l-am lăsat. Pentru că atunci când îmi place foarte mult un produs, îl țin acolo ca să-l păstrez. Nu cred că vi l-am arătat ăsta în MTU trecut. Sigur vi l-am arătat. Este o cremă de la eCooking. Așa, asta e crema de mâini rehidrat de la Othermal Jonzac. Acum, pentru că am avut și rehidrat și nutritiv, diferența între rehidrat și nutritiv este că asta chiar este doar hidratantă,
Pe când aia de la nutritiv chiar lasă un film, adică gen, deci te-ai spălat pe mâini, te-ai dat cu ea data viitoare când te duci, te speli pe mâini și după ce te-ai clătit, parcă simți că ți-a rămas ceva, adică, dar nu ceva neplăcut, adică simți că a rămas mâna protejată. Pe aia nutritiv mai ales o recomand celor care folosesc acum mult în mod repetitiv de-astea, geluri dezinfectante pentru mâini. Și care, na, și suferă de la asta, că acum nu știu cine îți dă cu plăcere, da. Ce faci tu, mă? Ce faci? Stai să vi-l arăt pe mă. Hai vin aici. Hai vin aici, sus. Iar a venit la mine în brațe. Iar a venit la mine în brațe. Bun, numai că o să te dai jos, că am aici numai cosmeticale. Asta a fost o mască care nu prea m-a impresionat, a fost foarte drăguță ca design. Asta a fost o mască, când mi-am pus-o pe față, parcă eram ursulețul panda. Bine, un ursuleț panda nereușit, așa e, Mihai? Da. Eram hidoasă. Panda face mask, coconut în banana. Nu știu, ca să că am cumpărat-o de la DM? Parcă de la... Nu? Ba da. De la DM. Da, nu mi-a plăcut. Adică... Mi-a fost oribilă. Da, adică a fost ca și cum... Dar ce, ți-ai pus pe față așa ceva? Nu. Păi nu, de ce zici că ți s-a părut oribilă? Da, mă, da, arată de parcă ești un supanda monstru. Da, adică arătai și hidos și ea era, nu știu... N-avea sens. Mediocră, banală, ca, adică nu, dacă e să compar între asta și asta, asta e hu-hu, e așa diferența, adică nu. Asta e așa, balanță. Drăguță, dar nu, fără efect. Uite, de la Glorious Cosmetice Asiatice am avut la un moment dat acest produs pentru păr de aplicat după spălat și care nu se clătește, un fel de balsam foarte șmecher. Așa, mai am și tub mare, ăsta că rămăsese tubul pentru plecat în călătorii ciuciu, că cu corona a mai călătorit Papa Pius, exact. Gaga. Așa. Crem miraculos. A, deci asta îmi place. Da, așa-i. Zii tu, uite acum, spune tu, Mihai, că lumea o să zică că exagerez eu cu crem miraculos. Hai, spune tu la... E cea mai bună de pe lume. Tot timpul când am o rană sau ceva, mă dau cu ea. Că nu mă ustură. Da. Deci asta a devenit la noi așa, acum am terminat-o, dar... Ciocolată. E ca ciocolată. Acum am celălalt... e produsul nou, pentru că am înțeles că asta treptat va ieși din sortiment și a fost înlocuită, nu chiar înlocuită, nu e chiar produs identic unul la unul, ăsta este Boma Pezan, adică este ca un balsam pentru piele, este ceva mai, adică care era treaba cu asta? Asta era parcă un pic mai pe textură, mai medical, așa, mai crem, adică erau persoane care nu prea, știi, dar nu-mi place, că e prea albicioasă, că e prea nu știu, deși aș putea treaba bine. E, pe asta au făcut-o să fie și mai plăcută la aplicare și e un pic gen, da, odată că e mai mare, dar e mai... în textură mai sunt băgate și chestii de-astea hidratante ca să nu fie gen ca o cremă doar de tratament. O cremă de tratament, dar pe care o poți folosi și în mod normal ca pe o cremă de corp, gen dacă te știi cu o piele iritată din diverse motive, gen nu știu, persoanele care au, de exemplu, foliculită, care au tot felul de dermatite și să aibă așa mai mult. Și ușor mai să zic diluat, dacă vreți, dar nu. Efectul este cam la fel. Ce avea asta era un pic mai lipicioasă și atunci probabil că stăteau ingredientele alea, nu știu, mai acolo, mai fixe. Nu pot să-mi dau seama. Cert este că ea a treptat, din ce am înțeles, va cam ieși din sortiment. Ideea este dacă e să vă cumpărați de pe acum, dacă mai găsiți și eu mă întreb. Da. Să nu mai spui că după aia vin haterii să zică că băi, vezi că spui în continuare Păi da, bă, știi care faza? Haterii o să vină tot timpul. Problema este că eu nu sunt un aparat, știi? Nu sunt un... Da, știi, dar după aia zice E ceva, până la urmă, normal, așa vorbesc oamenii. Nu țin aici un discurs, dacă trebuia să țin aici un discurs, îmi pregăteam dinainte, citeam. Stimați telespectatori, și acum vă prezint produsul consumat.
Uite că făceam de bocaj. Pe astea cam de obicei când le termin, le termin pe amândouă. Da, bocajul și biotermul. Ca să vă arăt că mi-am... Care? Ce anume? Asta. Asta? Așa, să vă arăt că mi-am și luat bocajul. Mi-a luat alt bocaj. Iată. E sigilat. Da? Ce deci, bine miroase. Da, știu. Ăsta a plecat, vine cel nou. Bun. Dată. Să vedem ce mai am pe aici. Bă, și asta... Asta cred că am avut-o parcă și data trecută sau mai avut una, nici nu mai știu. Asta a fost una dintre măștile de la L'Occitane care mi-a plăcut mie foarte mult. Posibil să-mi fi luat două, nici nu mai știu. Am fa. Bun. Da, să vedem ce mai am aici, că sunt multe. Ah. Cu cel asta, nu le mie. Ce anume? Asta. Astea? Astea sunt eșantioane aici, care s-au... Câte eșantioane. Da, asta a fost o mască de la Eisenberg. Băi, brandul Eisenberg e mișto, adică ce e a lui, a lui. Tot ce am încercat de la ei, bineînțeles, ceea ce e destinat tenului meu, că au și o gamă pentru ten gras, aia nu-i pentru mine, dar tot ce e pe ten pentru hidratare, pentru partea asta, absolut tot ce am folosit de la Eisenberg. Astea sunt ceva produse de corp de la Fragonard. Nu, de la Vrai. Așa se cheamă, este o altă marcă a lor, adică e Fragonard, e mama, știi? Și Vrai e copilul, alt brand. Ei au făcut și o marcă destinată gen îngrijirii corporale. Nu pot să spun că m-au impresionat foarte mult, ținând cont că e sub umbrela Fragonard, mă așteptam, probabil că am avut așteptările prea sus, dar fine. Ei, despre Sturm, care este un brand foarte scump și controversat. Nu știu că multă lume zice de el că e scump și că nu își merită bani. Chestia este că cine cumpără Dr. Sturm, cosmeticele Dr. Sturm, odată nu cumpără numai strict pentru ingrediente, deși formulele sunt foarte ok. Ele sunt ceva mai scumpe pentru că tu practic plătești expertiza unui doctor de mare prestigiu. Cam asta e. Și acum, una peste alta, nu sunt chiar atât de neplăcute. Adică, știi când încep să-ți dai seama? Folosindu-le în paralel cu alte produse tot de în zona asta super scumpă. Da, Jonzac e scump? Nu, Jonzac nu e scump. Păi, da, uite, într-adevăr, asta cum se cheamă, crem miraculeuz, e vreo 150 de lei, dar normal. Asta, face cream-ul de la Dr. Sturm, e vreo 800 de lei. 800 de lei crema întreagă, eu n-am aici decât eșantion. Da, eu una nu-mi permit să dau bani pe o cremă întreagă de la Dr. Sturm și nici nu mă tentează, dar nu neg că este un brand care, da, își ține ștacheta sus, are totuși niște formule care sunt semnate de un doctor de prestigiu și atunci e normal, știți cum e? E ca și cum la licitațiile astea când se vând pantofii pe care i-a purtat Madonna, nu cumperi neapărat produsul respectiv, nu-l vrei să-l iei neapărat că e un pantof, ci că e pantoful care l-a purtat Madonna, așa și oamenii care cumpără produse semnate Dr. Sturm, Barbara Sturm, parcă o cheamă pe tipă. Apropo, am văzut multe live-uri cu ea și mi se pare și destul de generoasă, adică face live-uri pe Instagram, a făcut în perioada asta de pandemie, a făcut de multe ori, cu tot felul, arăta tehnici, cum să pui cremele pe față și așa, adică nu e doar o persoană care cere bani și așa. Și atunci, da, vrei să susții un asemenea om și vrei să ai produse semnate de ea, asta e, plătești în plus. Da. Cum a apărut acum, de exemplu, a apărut gel dezinfectant de mâini de la Guerlain, care costă 25 de euro. Deci, dai peste 100 de lei pe o țâșpucă cu care îți dezinfectezi mâinile. E comic, da. Da, e Guerlain. E, ăsta a fost un ser de la Givenchy. Am avut tot așa o mostră. Dintr-o gamă nouă, L'Entamporel Blossom. Este, deci vreau să vă zic, am pus-o pe față și pe mine m-am spălat instant. Este aftershave roz, ca să o zic așa, nu mi-a plăcut absolut deloc. Adică e foarte alcoolizat așa, parcă m-am dat cu spir pe fața asta, am simțit, cu spir, cu parfum. Și mi s-a uscat, nu, am băut alcool, nu.
și mi s-a uscat fața instant. Deci m-am și speriat cum a zis, Doamne, stai să mă uit toată să văd ce scrie, că am zis că poate scrie pe ea altceva, dar nu. E... Mă gândeam că o fi parfum, m-o fi dat cu un parfum și v-am și pe față, dar nu, este Serum Eclat Perfecteur Beautifying Radiant Serum Antifatig. Păi ce antifatig, mamă, că ăsta a fost... Nu. Dar cât l-ai ținut nedeschis? Cât l-am ținut nedeschis? Anul ăsta l-am primit, mami, de la când am făcut cumpărături la Marionon. Nu, 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 păi e produs nou, e din noutăți, nu, nu era vechi. Nu, mami, nu e expirat, așa e el. Ăsta nici nu cred că expiră la cât alcool are în el și parfum. Nu expiră, cred că este așa, etern. Pam. Cred că pentru... Încă ceva de la Jonzac Sublim Activu. De Jonzac nu vă mai spun nimic. Cred că masca aia ce era, da. Cred că crește la infinit. Da, care, da. Un produs de care îmi pare rău că l-am terminat, pentru că n-aș avea bani să mi le iau full size, este Sensai crema de ochi. Da, e din gama... Ia cum miroase. E din gama Cellular Performance Extreme. Păi, dar nu contează cum miroase, mami. La un produs cosmetic nu e... Da, nu mai știu cum. A mai rămas puțin în ea, dar un pic s-a... Asta a fost un semn bun, că un pic s-a, pe dacă borcanul de stic, un pic s-a alterat, pentru mine asta e un semn bun. Stați așa. Miroase mai... alcool. Nu mai miroase, mamă, dacă ție îți pare că miroase alcool, are și fiul meu niște idei, normal, dacă aud. N-are alcool în ea. N-are alcool în formula, că m-am uitat. Probabil din cauza că, pentru că s-a, zi, s-a alterat. E mirosul ăla de stricat de acum. Așa. Ei, aici... Au avut niște produse care la fel mi-au plăcut foarte mult, sunt de la Valmont, este un brand elvețian. Bă, câte branduri noi. Nu e nou, mami, ăsta nu e nou, e nou pentru mine, să zic așa, și ar putea să fie nou și pentru alți oameni care mă urmăresc. Pentru că am aflat de el acum câțiva ani, se vindea pe Strawberry.net, acum mulți, mulți ani, când tu nici nu erai, eu cumpăram pe Strawberry.net mult. Așa... Acum, în schimb, îl vând cei de la Haute Parfumerie Place Vendôme. Nu sunt niște produse accesibile, sunt destul de scumpe, gen o cremă de ochi este 90 de euro, ca să vă dau un exemplu. Dar aici am avut niște mostre. Mi-a pus Steven și acum două dăți și mi-a pus odată mostre de la ei. Și chiar am fost plăcut impresionată. Mi-a plăcut și atitudinea lor, pentru că le-am dat, de exemplu, tag într-un story banal pe Insta Story și oamenii mi-au mulțumit și m-au întrebat cum mi se par produsele astea. Mi se pare o super atitudine profesională, deși sunt Dita My Brand. Și am văzut eu că ei mai fac tot felul de proiecte de astea, au o fundație, susțin artiști, chestii, că nu sunt niște oameni care fac doar creme și atât, ceea ce e de apreciat. Da, e un brand, adică uite, asta zic pentru cine e curios așa să mai descopere chestii de-astea mai aparte, mai nișate, uite, Valmont e un brand de descoperit și mai ales că e elvețian, noi nu prea avem cosmetice elvețiene pe la noi din, ce știu. A, sunt alea în, cum Dumnezeu le spune, erau prin Helpnet, la un moment dat îmi stă pe creier acum, știi că îmi stă, dar nu, nu mai mi-aduc aminte. Am și scris despre ele la un moment dat. Eisenberg, iar am mai avut ceva în miniatură, da, deci Eisenberg îmi place și Eisenberg e un brand așa foarte, în care tinde așa spre zona asta de calitate, foarte mult și o și face, adică nu doar tinde. Să vedem ce mai am pe aici. Iar am mostre multe desfăcute. Oare de serul ăsta am vorbit data trecută, serul de la Pixi. Hydrating Milky Serum. Da, mai am loțiunea tonică acum anunț de la ei. Mi-a plăcut serul, nu pot să spun că a fost ceva wow. E serul acela de ser hidratant simplu. Nu are nimic așa care să te... Oh. Ce mai am pe aici? Cred că am mostre de parfumuri. Da, hai că le iau la rând. Un eșantion de la Bottega Verde. Bottega Verde, pe schimb, chiar încă nu m-am lămurit foarte bine despre produsele lor. Ei sunt foarte mișto pe parfumuri, pe produsele pentru corp. L'Occitane, asta
Deci am aici balsamul de ochi. Da, ăsta știu că mi-a plăcut. Gama asta a lor cu imortele, mie mi se pare în continuare, era așa cu mulți ani, că e o gamă, să zic, gamă de-a lor de istorică, iconică, să spun așa. Mihai, nu mai întâi dimineața, o să-mi dai peste aparat. Așa. Și rămâne în continuare, din punctul meu de vedere, cam cea mai bună gama lor de skincare. Părerea mea. Ionca. Am avut de la Ionca niște eșantioane. Ionca, apropo, chiar e un brand care este insuficient comunicat și insuficient povestit la noi. Bine, adevărat că nici ei nu-și dau foarte mult interesul să... Sunt și un pic mai elitiști, până la urmă este alegerea lor, dar este un brand cu foarte multe calități. Și e genul de brand care te impresionează, începând de la texturi, formule și ritualurile de îngrijire care sunt făcute de trainerilor, de cosmeticienele care sunt instruite, pardon, de Ionca. Da, și au o viziune foarte aparte în sensul, în zona aia, spre holistic, spre lucrurile acestea și mai spirituale. Da, eu am fost și la sediul lor, e într-adevăr ceva deosebit, o atmosferă așa, parcă intri într-un mini templu zen, așa, foarte, foarte drăguț. Deci tot ceea ce fac ei este în jurul stării de bine în adevăratul sens al cuvântului. Uite ce am eu de la Ionca și folosesc des. Am pe birou această lotion Ionca. E produsul lor, să zic, tot așa, oarecum iconic. E o chestie pe care ți-o pulverizezi pe față, pe mâini, cum vrei tu. Este și ușor antivirală și antibacteriană, dar e și de calmare. E un fel de elixir, așa. Bun. Ce mai am aici? Abbey Royal, Big Glow. Da, cred că din Abbey Royal, Big Glow a fost produsul al cărui sensiu până acum nu l-am înțeles. E ser, e primer, e ce? N-am prea... Este, zice că Youth Moisturizer Dewy Skin. E așa un fel de produs hibrid, adică sunt produse de Abbey Royal care plac mai mult decât ăsta. Da, na, am avut o mostră din el și aici de la Sisley am avut o mostră de Igia. Igia, by the way, da, e un parfum care îmi place de la Sisley, dar îmi place mai mult Eau de Soir și celălalt. Bun, astea au fost produsele pe care le-am consumat. Mamă, ce mă bucur că le-am integrat în Vlogmas. Oare despre asta v-am spus? Ori l-am terminat data trecută? Nu mai știu, dar chiar dacă l-am terminat data trecută, vă mai spun pentru că acum... Ia, asta când vreau să focalizeze. În momentul ăsta nu mai am, cred că, niciun produs cu retinol de la Paula's Choice. Să văd la anul cum reorganizez așa. Pentru că la urmă, produsele cu retinol de la Paula's Choice, de ce nu se focalizează? Ia să vedem. Băi, Paula's Choice, nici nu trebuie să spun eu, știi, că să mai zic și eu. Acum e iar un truism, știi, gen cerul albastru. Ei pe retinol au niște formule și au niște lucruri pe care, știi cum e, cea lor e al lor. Au acum, de exemplu, un ser care combină și extractul acela de bacuhiol. Este practic înlocuitorul retinolului, care nu dă niciun efect advers așa cum dă retinolul. Și au un ser care combină retinol cu bacuhiol. Ei, pe ăla mă mănâncă palmele să-l iau. Ce se întâmplă? Cu retinolul, na, nu mai stai să vă povestesc acum. Sunt persoane care îl tolerează, sunt persoane care nu îl tolerează. Eu sunt din persoanele care în 90% din cazuri tolerez produsele cu retinol. Mai am așa mici chestii, adică gen am perioade când nu... Da, perioade foarte scurte, mă refer câteva zile în care nu suport produsul cu retinol pe față. Dar în rest, ce pot să zic, de vreo 2 ani de zile mie nu-mi lipsește săptămânal din rutina mea ceva cu retinol. Că e Paula's Choice când am Paula's Choice de bine, că e altceva, e altceva. Și practic educația mea au făcut-o produsele de la Paula's Choice și filozofia lor. Așa că oarecum chiar dacă folosesc produse cu retinol și de la alte branduri, practic retinolul mi l-a predat și mi l-a
mi l-a învățat, să spun așa, Paula's Choice. Și după ce mai discut și cu Paula Bigun, după ce mai discut și cu Corina Alan Pasagera, așa încep să te lămurești că nu e chiar numai marketing. Firește că este și marketing, dar nu este numai marketing. Și dacă vă uitați la toată literatura de specialitate care vorbește despre retinol, eu nu sunt așa, că nu înțeleg chiar tot, dar niște lucruri le-am înțeles, că retinolul e până la urmă un ingredient pe care dacă îl tolerezi, merită să-l folosești inteligent ca să-ți și dea rezultate și să-l folosești. Bun, asta au fost produsele terminate. Să se consemneze că mi-am luat și căciulă de asta de Moș Crăciun, special pentru Romus. Ca să nu mai zică lumea că sunt gringi, că n-am decorațiuni, că n-am așa. Da, acum puteți să râdeți. Și recuzită de Crăciun, pentru că este Vlogmas și mi-am ales că îmi luasem căciulița asta special pentru acest lucru. Las că o să dau camera în jos pentru că avem niște lucruri pe jos puse, pentru că nu mai știu unde să le mai pun. Oare stau bine aici? Uite că nu stau chiar bine de tot. Mai sucesc un pic. Cam așa. Mama mia! Vreau și eu să mă ajute cineva să filmez. Moș Crăciun, adu-mi și mie o asistentă, un operator, dar să fie așa, știi, oricând la dispoziția mea. Stau acum și aștept ca copiii ăia mici. Mi-a venit coletul de la Place Vendôme, e la poștă, a plecat soțul meu să-l ia. Așa, și acum am rămas... Am ținut la raze ultraviolete, am ținut, asta cum se cheamă... toate pachetele de aici desfăcute așa crăcăcite să vină razele pe ele. Tu ce vei? Ce vei? Deci el este de nu se mai poate. El este de nu se mai poate. El este și Moș Crăciun și Moș Nicolae și toate ființele frumoase la un loc. Nu e altul. El este Max. Max. Și care? Nu, nu, nu. Nu pe față, nu ne lingem. Bun. Ce am aici? Ce am aici? Am așa. Am dat o chestie care a venit de la oamenii ăștia foarte drăguți, de la Pixel. Către care toată mi-e și rușine, că mi-e fix produsul ăla lor, tonerul ăla lor cu acid glicolic. Nu mă înțeleg eu. În schimb, îmi place la nebunie gama lor Milky și aia cu lăptoasă așa. Termin loțiunea tonică, va intra în următorul Empties. Am terminat și serul. Și... Yeah! Avem o sacoșică de la Pixi de aici, da? Da, el este foarte fericit, am dat din codiță la tot. Băi, nu e de mâncare aici, pe cuvântul meu. Și am o cutiuță și foarte drăguță, pentru că asta ce îmi place foarte mult la Pixi este și un brand care nu face doar lucruri de dragul de a fi frumoase, scrie și mesaje. Ce zice aici? Hello beautiful! Here is a delivery directly from our Pixie boutique just for you. I wanted to gift you a box full of treats for perfect glowing skin. Please enjoy some of our favorite products. Happy holidays with love, Petra and the Pixie team. Și zici că aici, show us what Pixie perfect looks you'll be sparkling this season. To be featured, tag Pixie Beauty and hashtag Pixie Beauty, da? Și fac și cutia, adică totul e foarte frumos gândit. Măi, nu punem gurița pe că sunt cartoane. Au stat la raze UVC, dar nu-i bun cartonul în sine pentru la tine în burtică.
și avem așa în sacoșica de la Pixi. Și ce îmi place la Pixi este că trimite la foarte mulți bloggeri, și mari și mici. Adică au o listă foarte, foarte mare. Asta mi se pare o chestie, până la urmă, oamenii au ajuns puternici, vizibilitate, au pornit de la ceva mic, au ajuns mare și dau oarecum înapoi, știi, din bucuria lor împărtășesc și către ceilalți. Și asta mi se pare super mișto. Adică nu trebuie să fii numai blogger cu 100.000 sau mai știu eu ce, pardon, youtuber sau influencer cu nu știu câte 10 milioane de like-uri, 10 de mii, ca să te bage în seamă. Deși ei și-ar permite chestia asta, dar nu. Ce am aici? Skin Treats Multi Toning. Și am toate cele trei tonere. Băi, la fix, deci mi se termina ăsta Milky Tonic. Ăsta retinol cred că l-am dat cuiva, dar nu mai țin minte cui. Contează. Eu nu știu niciodată, nu rețin exact ce am dat cuiva. Că mai îmi scrie de cineva dintre voi sau dintre cunoștințe. Ăsta cred că a fost telefonul fiul meu. Așa, vai, știi, mi-ai trimis acum nu știu ce mostra aia. Că întotdeauna la premiile care se câștigă la mine pe blog, întotdeauna mai adaug lucruri. Dar nu țin minte niciodată. Și oamenii scriu după aia, bă, mi-ai trimis aia și mi-a plăcut și nu știu ce. Și eu zic, da. Așa, ce mai am aici? Și aici mai am, stai mă cu minte. Și aici este gama întreagă, asta Glow Tonic, în format mini. Și am așa, am o mască, am un gel de curățare și am iar lățiunea asta tonică. Ei, hai că până la urmă în vacanța asta, pentru că apropo de pe 20 decembrie am hotărât că îmi dau concediu. Așa e când ești propriul tău angajat și am hotărât că de pe 20 decembrie mi-au concediu. Bineînțeles, nu va fi un concediu ăsta. Ei, asta vreau să zic, în concediu, gata. În concediu ăsta, jur, mi-a explicat și Simona, una dintre urmăritoarele mele de suflet, să spun așa. Mi-a explicat cum să mă dau prima dată ca să nu mai am reacții cum am avut la alte produse cu acid glicolic. Ei, de pe 20 decembrie intru în acel binecuvântat concediu de final de an. Bineînțeles că nu va fi un concediu 100%, pentru că așa e când ai firma ta, treaba ta și ai clienți. Și eu doar așa am fost cu toți oamenii care au lucrat, indiferent că am lucrat în corporații sau în asta, am avut o oarecare responsabilitate, adică nu chiar hotronca tronca flăși, că am închis telefonul și la revedere, cum făceau mulți colegi de-ai mei și chiar șef de-ai mei. Și cum știu și multe alte persoane din diverse domenii că fac asta. Până la un punct e bine, că într-adevăr te eliberezi de stres. Cu siguranță vor fi câteva zile bune în care nu o să fac asta, dar vezi, tot o să trag cu ochiul de pe telefon. Dacă pe conturile, de exemplu, de social media ale clienților mei apare vreun mesaj, apare vreo ceva, nu putem să lăsăm oamenii să intre acolo și să nu primească niciun răspuns. Eu am un fix cu chestia asta, am lucrat, am și fost trainer de customer care, uite, acum mi-aduc aminte că am și... Doamne, deci eu am făcut training cu sute de oameni pe customer care, adică pe grijă față de clienți. Și m-am obișnuit, aveam regula asta, să răspundem clienților maxim 48 de ore. Bun, deci, Pixi, thank you very much și o să folosesc și Glow Tonic-ul. Bun, ce mai avem aici? Un brand foarte drag mie, Paula's Choice, și cu un mesaj foarte frumos scris de mână, foarte drăguț. Deci, că tot Max, trebuie să fac ceva cu Max, că Max, el stă aici așa, se chinuie. Tu stai aici chinuit lângă mami, de ce nu te duci tu să te joci? Să papi, să stai la tine pe păturică. Păi stai, stăm aici, tu stai chinuit aici într-un pătrățel lângă mine. Aș vrea să-l duc să stea undeva, ori să stea pe păturica lui, că acum bine, trebuie să facem cutie. Ori să ducă să stea în cușca lui dincolo. Ziți. Da, el acum vrea mai muțăreală, E foarte fericit când mă așez pe jos și mă mai așez pe jos în timpul zilei să stau cu el. Și s-a obișnuit cu chestia asta. Bun, rămăsesem la Paula's Choice și îl și mutasem pe Max de aici pentru că nu se urca în plic. Vă arăt ce am primit de la Paula's Choice. E un mesaj aici, îmi place foarte mult ce scriu ei. Zic că îți mulțumim că ai fost alături de noi în 2020, un an greu și plin de încercări. Da, chiar a fost un an greu și încă nu s-a terminat. Așa. Și ce am aici? Ia să vedem. Odată e un
Pure Normalizing gel de curățare de la din gama Clear. Cred că este mai degrabă pentru tenul gras. Dacă n-am să-l folosesc, eu am la cine să-l dau. După aia, ce aici? De asta mă bucur. Antioxidant Pore Purifier, salicylic acid și white tea din gama Defense. Tot ce am avut din gama Defense mi-a plăcut. La Plus Choice. Cred că vă aduceți aminte prin clipuri, dar cred că și pe blog am pus ceva scămas, a plecat de lângă mine, dar roade. Băi, și am uitat să-mi iau, iar am uitat să-mi iau căciula de Moș Crăciun pe care am luat-o special. Uitați așa, am luat-o special pentru Vlogmas. Mie oricum nu prea-mi plac chestiile astea așa prea Christmas-y, dar dau bine așa pe cameră și știu că vă plac poveștile astea. Așa, aici e un fel de, cum se cheamă, cracker gift, adică genul ăla de cadou făcut sub formă de bombonică. Să vedem ce e aici. Aici e un, wow, e o mostră din, chiar cred că am scris pe blog, sau nu știu, undeva am scris recent în perioada asta, de serul de la Paula's Choice care are și retinol. Și bacuhiol. Bacuhiol este un ingredient, se pare, revoluționar, care încet, încet locuiește retinolul și nu are efectele adverse ale retinolului. Și am o miniatură măricică, adică are aici pentru suficient, are 5 ml, am suficient să mă lămuresc de ea. Super, astea sunt... Deci astea sunt cadourile de pus sub braț, să zic așa, un braț imaginar, de la Paula's Choice. Bun, asta o dată. Hai să vedem aici ce avem de la Mariono. De la Mariono a mai venit o maimuță de acest gen. Să vedem, poate o să o includ în concurs, pentru că și eu am cumpărat două, au mai venit vreo două de la ei, deci tot am maimuțe de astea, dar să nu uitați că de fiecare dată când cumpărați un maimuțoi de ăsta pinguin, 10 lei se duc la o, cred că la SOS, parcă Satele Copiilor sau ceva de genul, dacă nu, oricum se duce la o asociație care în acest moment finanțează diverse proiecte sociale pentru copii din medii nefavorizate și care nu au acces la tablete, la laptop, adică nu au acces la învățământul online, care toată lumea îl blamează, dar e foarte bun decât deloc. Și să nu uităm că de multe ori în perioade de astea grele v-ați fi dorit să învățați de acasă voi sau chiar decât să vă scoateți copiii prin zăpadă sau frig sau când știai că la școală jumătate de clasă are scarlatină sau gripă, ți-ai fi dorit să ții copilul acasă și să înveți online. Dar acum, dintr-o dată, nimeni nu mai este de acord cu învățământul online. Da. Bun. Hai să vedem ce mai aici, de la Mariono. La Mariono, chiar surprise, surprise. Știam că urmează să vină ceva, dar nu aveam de ce. Opa! Ia stați! Cred că asta e ceva nou de la ei. Day and Night Hyaluronic Cream. E un brand al cărui nume nici măcar nu știu să-l citesc. Potent Formulas Clean Ingredients... No B plus și arată aici o văcuță. Da, deci e cu siguranță ceva brand nou din categoria asta, clean beauty, a brandurilor foarte responsabile pentru tot ce înseamnă natură, mediu, așa. Bun, să vedem. Și tot de la gama, tot din gama asta No B.S, a vitamin C plus E serum. Adică un ser facial. Foarte mișto. Să vedem și asta cum va fi. Și aici am un pouch foarte drăguț de la Estée Lauder. Și în el, wow, foarte mișto. Uitați, aici sunt diverse chestii. Face parte din categoria produselor de tip GVP pe care și clienții le primesc la cumpărături. E asta, cum se cheamă, Revitalizing Supreme am aici. Revitalizing Supreme Plus. Ups. Este telefonul copilului meu care se audă acum.
Mihai, ia-ți telefon. Ok. Și mai este aici un Revitalizing the Supreme. Ia să vedem aici ce ar mai fi. Așa, mai e ceva. A, un ruj. Un ruj tot de la Estée Lauder. Să vedem nuanța. A, genul ăla de roșu. Foarte purtabil. Nu știu, cred că ți se potrivească lui mama. Ia să vedem, nu știu că... Da. Bun. Și mirosul acela clasic, tipic de ruj. Și bineînțeles că Max este deja băgat iar în cutia de cosmetice aici. Super! La Marion, nu o să vă uitați că sunt foarte multe promoții în perioada asta și reducere. Am tot primit, am primit mail-uri în calitate de client. E, aici, aici. Este My Glittering Chalet. Este advent calendarul lor. Iar cred că la ăsta o să fac un unboxing în vlogmasul viitor. Mă gândesc eu. Da. Că ăsta deja are suficiente informații să nu devină prea încărcat și vorba mea. Să mai las și pentru mâine, nu rezolvăm totul asta. Haideți să vă arăt și comanda de pe Place Vendôme. Ta-ra-am! Și asta e comanda de pe Place Vendôme. O parfumerie Place Vendôme. V-am povestit și în clipul trecut, vă mai povestesc și acum. Apropo, am primit atunci un comentariu de la cineva foarte bine intenționat, comentariu că nu este foarte safe să faci cumpărături online așa prin telefon, da, cu cine nu cunoști, dar pe ei cunoșteam, aveam recomandări din partea altor persoane de încredere care au cumpărat de acolo. Parfumeria aceasta, Haute Parfumerie Place Vendôme din Belgia, s-a bazat foarte mult pe publicitatea asta din om în om. Ei așa au crescut. A ei nu-și fac, nu o să vedeți la aici pagina lor de Facebook și contul lor de Instagram, sunt cu minți. În schimb, ei au o clientelă care s-a format din client în client și asta să știți că este cel mai sănătos marketing de când știu eu. Și sunt om care ia ca că fac deja 20 de ani de marketing și de toate felurile. Și am trecut prin toate domeniile marketingului, mai puțin prin partea de publicitate, să spun așa. Și ăla să știți că este marketingul care funcționează cel mai bine. Și eu mi-am comandat acum așa cadou de Crăciun, mi-am luat noua cremă Abbey Royal și mi-am luat un săpun de la Guerlain cu aromă de tonka. Și bineînțeles, ca de obicei, de la Place Vendôme primești și foarte multe mostre, iar am mostre de la Valmont. Am o mască și de la Clarins, am una și de la Guerlain și cel mai tare mă bucur că am mostră din noul parfum Le Lion Chanel, care vreau să vă zic, l-am acum pe mână, duce foarte tare spre zona aceea jichi, șalimar, poate un pic cuir de rusi, quelque chose pe acolo. Da, uitați-vă în primul rând cum este ambalată această cremă. Iar Max este aici în spatele meu, rozând în continuare la cremă. Ia uitați cum este. Dacă... Deci nu vine să-l desfac acum. Știu ce e înăuntru, deci e crema Abbey Royal de zi. Aș mai vrea să o țin, să fac o poză pe Instagram. Nu pot să-l desfac. În schimb, să desfac săpunem. Hai! Și ăsta, uitați-vă cât de frumos e. E un săpun. Pentru că creme Abbey Royal, oricum ați mai văzut și la mine prin clip și așa. Dar uite, de exemplu, ăsta săpunul, săpun solid, na, nu e ceva care să-ți cumpere în mod special de la Guerlain. Și cumpără așa ceva cei care sunt cu adevărat colecționari, pasionați de brand, viciați ca mine, guerlenizați, guerlanofil, cum ne zicem, guerlenofil. Uite ce frumos a ambalat totul. Deci, asta este cu adevărat serviciu de lux, când și produsele vin ambalate excepțional. Asta înseamnă magazin. Stați așa. Bun. Da, asta este cadoul meu de Crăciun, de la mine pentru mine. Mai puțin. Da. Da. Da, și mi-am luat varianta Tonka, parcă am zis. Guerlain Paris, savon parfumé, Tonka. Și așa arată. Un săpun, așa e cutia. Și ăsta e
Ce trebuie să... Na, ce vreau eu să vă reamintesc este că, practic, istoria Guerlain așa a început. Cel mai... m-ar veni strămoșul Guerlain așa a început cu chestii de condimente, cu săpunuri și acum în magazinul... magazinul lor Concept din Paris există undeva cutia aceea în care cum îl chema, mă? Pierre François Guerlain, nu știu că avea un nume de la loc, primul membru Guerlain care a și devenit cunoscut, și acolo se țineau săpunurile pentru clientela. Foarte curioasă cum e. Eu mai am două săpunuri Guerlain, le țin acolo în colecție și nu le-am folosit pentru că sunt din serii vintage, dar pe asta clar o să-l folosesc, că este nou. Adică e dintr-o serie nouă, n-are sens să-l mai țin încă 20-30 de ani, ca să zic așa. Și eu am început, practic, nebunia asta pentru parfumuri, pentru toate chestiile care miros frumos, am început tot cu săpunurile. Pe la 8 ani aveam prima mea colecție de săpunuri Oana, Amo și mai arăt ceva săpunuri bulgărești de pe la bulgari. Bun, asta a fost vlogmasul numărul 2, da, știu că și eu aș fi vrut să le fac mai lungi, așa, și cu mai multe chestii, dar nu am timp să le fac atât de încărcate și atât de și de, și așa cum am zis, la câteva zile o să aveți câte un vlogmas.